Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia și mă bucur să fim împreună și astăzi. În minutele care urmează, vom vedea cum ne menținem creierul sănătos și o memorie bună până la bătrânețe. Se întâmplă de multe ori să uităm repede sau să nu ne vină în minte numele unor apropiați. Stresul, abuzul de alcool extins pe o perioadă de ani de zile, dar și alte vicii, ne afectează creierul. Din fericire, acest organ reușește să compenseze în timp daunele. Iar această capacitate este numită plasticitate. Vom afla în minutele următoare care sunt cei mai mari dușmani ai creierului nostru, dar și cum ne putem întări memoria pe termen lung. Haideți mai întâi să vedem care sunt cei mai mari factori de risc care pot afecta funcționarea normală a creierului. Se spune despre creier că este organul cu cele mai multe necunoscute, că are textura brânzei tofu, sau cel puțin așa a fost descris de specialista în neurochirurgie Katrina Ferlich, autoarea cărții de memorii Încă o zi în lobul frontal, un neurochirurg expune viața din interior. Se mai spune că, de la o generație la alta, creierul se micșorează, că este cel mai dificil de operat și că, în prezent, este luat cu asalt de tot mai mulți factori nocivi. De mulți dintre ei suntem pe deplin responsabili. Medicul specialist în neurochirurgie, Claudiu Matei, explică celor de la Adevărul de ce a scăzut atât de mult vârsta la care creierul începe să sufere, dar și care sunt cele mai frecvente intervenții chirurgicale pe care le realizează și care sunt lucrurile importante de știut după o operație pe creier. Care credeți voi că sunt cei mai mari dușmani ai creierului? Există studii numeroase despre impactul negativ al dispozitivelor electronice asupra creierului, telefonul mobil fiind unul dintre acești dușmani, însă nu se cunosc concret efectele negative. Un fenomen din ce în ce mai des întâlnit este sindromul Game Boy Spine, afecțiune care apare în urma posturii incorrecte față de smartphone sau tabletă și care se manifestă printr-o curbură a coloanei vertebrale. De asemenea, abuzul de cafea, de tutun, lipsa exercițiului fizic, adică sedentarismul, sunt factorii care pot duce la creșterea riscului afecțiunilor creierului. Pe de altă parte, activitatea intelectuală stimulează creierul și îl ferește de diverse afecțiuni. Un alt factor major implicat în apariția afecțiunilor cerebrale, în special a accidentelor vasculare cerebrale, AVC, este stresul fizic și psihic. Se observă și o scădere a vârstei de producere a AVC-urilor. Dacă înainte acestea apăreau la vârste de peste 65 de ani, acum ele apar chiar și la 55, 45, poate și mai devreme în viață. Cele mai frecvente afecțiuni sunt cele care țin de coloană, 70%, și tumorile cerebrale. Neurologii se confruntă cu boala Parkinson, epilepsie, dar la neurochirurg ajung și tumorile cerebrale, accidentele vasculare cerebrale, rupturile anevrismale și hemoragiile intracerebrale. Cauza exactă a tumorilor nu se cunoaște, dar există factorii de risc, precum iradierea terapeutică la vârste fragede, componenta genetică și așa mai departe. O manifestare ciudată a tumorii pe creier poate fi banalul sughiț, spune doctorul Claudiu Matei. Operațiile sunt cu atât mai dificile cu cât se fac la vârste mai fragede sau mai înaintate. În cazul AVC-ului, este importantă vizita regulată la medic, mai ales dacă există în familie cazuri. Există anumite simptome care pot semnala riscul producerii unui accident vascular cerebral, cum ar fi cefalea, durerile frecvente de cap. În cazul în care sunt observate astfel de semne, se recomandă consultul specialistului, care poate oferi cu exactitate un diagnostic. În ceea ce privește alimentația, cel mai mare dușman al creierului nostru este colesterolul. Pe lângă faptul că acesta este cel mai mare dușman al inimii, colesterolul poate avea efecte dezastroase și asupra creierului.
Potrivit cercetătorilor, persoanele care au colesterolul mare nu doar că sunt predispuse la dezvoltarea bolilor de inimă, dar au un risc crescut și de demență. Explicația: nivelul ridicat de colesterol se află în strânsă legătură cu plăcile creierului asociate bolii Alzheimer și, plus de asta, colesterolul rău, în special, cauzează o diviziune incorrectă a celulelor și duce la transmiterea cromozomilor deja duplicați, inegal, generațiilor următoare. Rezultă o acumulare de celule defectuoase cu un număr greșit de cromozomi și, deci, un număr greșit de gene. În loc să existe două copii ale fiecărui cromozom și câte două copii ale fiecărei gene, unele celule se divid în trei copii, iar altele au doar o copie. Conform descoperirilor oamenilor de știință de la Universitatea din Colorado. În plus, odată cu înaintarea în vârstă, vasele de sânge se uzează și devin mai rigide, iar colesterolul se depune mult mai ușor pe pereții arterelor. Astfel, cu timpul, vasele de sânge se îngustează, micșorând capacitatea inimii de a pompa suficient sânge în tot organismul. Iar dacă se produce blocarea completă a vasului datorită aglomerărilor de grăsime și colesterol, apare infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Pe lângă toate acestea, unii mai cred că și bătrânețea ar fi un dezavantaj. Însă, înaintarea în vârstă nu trebuie neapărat să meargă mână în mână cu declinul mental. Este drept că între vârsta de 30 și cea de 80 de ani, mor în mod natural aproximativ 10% dintre celulele creierului. Însă, eficiența lui poate fi menținută printr-o activitate mentală crescută, cum ar fi, de pildă, cea rezultată din învățarea unei limbi străine sau a unui instrument muzical, prin antrenarea intenționată a memoriei sau lecturarea unui text dificil. Oamenii care învață mult au o capacitate cerebrală mai mare datorită sinapselor suplimentare. În hipocamp, zona care filtrează ce informații sunt transferate din memoria de scurtă durată în cea de lungă durată, se pot forma chiar noi celule nervoase, indiferent de vârstă, ne explică experții. Iar oamenii cu experiență de viață mai au un as în mânecă. Memoria persoanelor mai în vârstă lucrează mai încet, dar face mai puține greșeli, deoarece ele se pot folosi de o bază largă de cunoștințe și experiență atunci când vine vorba de crearea unor noi amintiri, spun specialiștii. În cadrul cercetării Îmbătrânind cu grație, epidemiologul american David Snowden a studiat vreme de peste 15 ani 678 de călugărițe foarte bătrâne, până la moartea acestora, făcându-le apoi și autopsia creierului. Un rezultat surprinzător care a dovedit că o viață activă din punct de vedere mental și social, combinată cu un stil de viață sănătos, pot compensa simptomele demenței într-o asemenea măsură încât boala să decurgă aproape neobservată. Există așadar multe motive pentru care este bine să ne menținem creierul activ pe durata întregii noastre vieți. Am să vă prezint în continuare câteva strategii care ne cresc șansele să ne menținem în formă din punct de vedere mental până la o vârstă înaintată. Mâncați și beți în mod inteligent. Deși creierul nu reprezintă decât 2% din greutatea noastră, el consumă 20% din energia totală, pe care, din cauza lipsei capacității de stocare, trebuie să o extragă non-stop, sub forma glucozei, din țesutul adipos. Acest lucru explică de ce suntem proiectați genetic să mâncăm de fiecare dată când ni se arată ocazia, spun specialiștii. Niciodată n-a fost mâncare atât de ușor de procurat ca astăzi, fapt care face ca populația să se îngrașe tot mai mult. Supraponderabilitatea sporește însă, între altele, riscul producerii Alzheimerului, întrucât excesul de grăsime abdominală se găsește într-o stare de inflamație cronică. De disciplină și de alimentația corectă nu profită așadar numai silueta noastră, ci și creierul.
În timp ce nivelul zahărului din sânge scade rapid după ce mâncăm carbohidrați simpli, ca de pildă pâine albă, producându-ne dificultăți de concentrare, carbohidrații complexi, precum cartofii și cerealele integrale, ne alimentează pentru o perioadă mai lungă de timp creierul cu energie. Multe legume colorate, uleiuri vegetale de înaltă calitate, leguminoasele bogate în proteine și produse lactate sărace în grăsimi ne furnizează vitamine, nutrienți și minerale importante. Adevărate alimente pentru creier sunt considerate între altele afinele, bogate în antioxidanți, bananele, bogate în magneziu, nucile, care au multă lecitină, vitamina B și zinc, legumele cu frunze verzi, care conțin acid folic, germenii de grâu, care au spermidină, și peștele, care conțin acizi grași omega-3. Și lichidele sunt foarte importante. Pentru a permite creierului să reacționeze corect la stimuli, avem nevoie zilnic de cel puțin 200 de mililitri de apă per kilogram corp, ne spun experții. Asta înseamnă că dacă ai 70 de kilograme, trebuie să bei cel puțin 1,5 litri de apă. Faceți mișcare în mod regulat. Plimbările ne ajută să reflectăm, asta știau deja și vechii filozofi. Pe de o parte, activitatea fizică asigură o mai bună irigare a creierului, ceea ce îi crește nivelul de energie și oxigenare. Pe de altă parte, mobilizează centrul de mișcare, ceea ce duce la scăderea activității cortexului prefrontal, provocând o relaxare plăcută a minții. Cercetătorii americani au dovedit că anumite capacități mentale sunt în legătură directă cu practicarea sportului. În cadrul unui studiu intitulat Ne face alergatul inteligenți, participanții au fost supuși de câte 3 ori pe săptămână unui antrenament de rezistență pe o perioadă de 4 luni. În comparație cu grupul de control nesportiv, la aceștia a putut fi observată o îmbunătățire clară a percepției spațiale și a puterii de concentrare. Sportul eliberează neurotrofinele, adică proteinele de care creierul nostru are nevoie pentru a putea forma neuroni și a crea sinapse. Deosebit de recomandate sunt activitățile aerobe, precum plimbările în ritm rapid, mersul nordic, joggingul sau notul, care facilitează oxigenarea optimă a organismului. Faceți treburile pe rând. Multitasking-ul, adică executarea mai multor sarcini în același interval de timp, ne permite, oare, să facem mai multe lucruri în timp mai scurt? Greșit. Când îndeplinim sarcini luându-le pe rând, suntem de 2 ori mai productivi. Mai multe activități întreprinse în paralel ne supra-solicită memoria de lucru, îi induc creierului o permanentă stare de alertă și reduc capacitatea de concentrare pe termen lung. Nu vă puteți concentra sub nicio formă într-o situație dată? Respirați adânc și reflectați cum ați putea rezolva problema altfel. Asigurați-vă o bună igienă a somnului. Fiecare individ a înțeles pe pielea lui că lipsa somnului poate provoca probleme de memorie. Carența de somn blochează pur și simplu procesul de recuperare. Consolidarea memoriei reprezintă cea mai importantă funcție a somnului adânc. Întrucât durata lui se reduce tot mai mult, de pe la 40 de ani încolo, la bătrânețe devine tot mai importantă o bună igienă a somnului. Recomandabil este, în primul rând, să ne ținem departe de somniferele chimice și de cantitățile mari de alcool, întrucât acestea perturbă somnul profund. Calitatea somnului poate fi îmbunătățită prin respectarea acelorași ore de mers la culcare și de trezit, prin expunerea îndelungată la lumina zilei și activitate sporită în fază de trezire. Protejați-vă de infecții. În vremurile pandemiei, oamenii au devenit mai conștienți de necesitatea respectării unor standarde înalte de igienă și de obligativitatea vaccinării, iar aceste lucruri sunt în mod clar bune și pentru creier. Procesele inflamatorii pot accelera îmbătrânirea și pot face un Alzheimer incipient să intre într-un stadiu mai avansat.
Un studiu recent a dovedit că vaccinurile îmbunătățesc funcțiile cerebrale la bătrânețe, între altele, pentru că ele nu permit o suprastimulare a sistemului imunitar. Rămâneți curioși și spontani. Pentru sarcinii obișnuite pe care le îndeplinim des, creierul nostru abia dacă mai are nevoie să depună un efort. Pentru a-l pune în mișcare, ar trebui să ne întrerupem rutinele, de pildă să o luăm pe un alt drum către supermarket, să probăm un joc nou de societate sau să încercăm la un moment dat să scriem cu cealaltă mână. Sunteți în căutarea unui hobby? Când cântăm sau dansăm, activăm simultan mai multe zone ale creierului. Atunci sunt antrenate memoria de lucru, viteza de reacție și coordonarea. Viața noastră socială exercită la rândul ei o influență asupra stării noastre de spirit. Cercetările arată că materia cenușie are o densitate peste medie la oamenii care au un cerc mare de prieteni și cunoștințe. Un bun înlocuitor pentru întâlnirile față în față, pe care pandemia ne silește în prezent să le restrângem, sunt convorbirile telefonice. Și asta pentru că alternarea momentelor în care ascultăm cu cele în care răspundem ne antrenează în mod optim gândirea. Cu 83 de miliarde de celule nervoase, adică neuroni, și un număr la fel de mare de celule gliale, care au rolul de susținere a neuronilor, precum și cu 15 trilioane de conexiuni neuronale, creierul nostru beneficiază de o capacitate de stocare mai mare decât cel mai puternic computer din lume. Hotărător pentru capacitatea noastră de memorare este hipocampul. El decide ce informații sunt transferate din memoria de scurtă durată în cea de lungă durată. Cum ne putem antrena mintea? Pentru ca neuronii noștri să rămână activi și în formă, ei au nevoie să fie puși mereu în mișcare și să aibă o preocupare. Iată câteva exerciții care au darul de a-i stimula. Cadouri mentale. Imaginați-vă daruri de toate felurile care i-ar putea bucura pe cei apropiați, dar astfel încât cuvintele care le definesc să nu conțină literele P, A, O, U și T. De pildă cercei, fes sau inel. Câte cuvinte găsiți? Nume cu noroc. Numiți pentru fiecare literă a numelui vostru o însușire pozitivă. De exemplu, Ion este cu I, inteligent, O, onorabil și N, norocos. Sfârșitul este începutul. Reflectați la o propoziție în care fiecare cuvânt începe cu ultima literă a celui precedent. De pildă, câinele era atunci istovit. Fata avea amețeli. Pentru fiecare cuvânt primiți un punct. Cu cât este mai lungă propoziția, cu atât mai multe puncte căpătați. Exercițiile de memorie reprezintă o hrană bună pentru creier. În ceea ce privește funcțiile creierului nostru, emisfera stângă are abilități matematice, abilități științifice, îndeplinește funcția de scriere, vorbire, obiectivitate, analiză, logică și raționament. Emisfera dreaptă este reprezentativă pentru muzică, artă, intuiție, creativitate, imaginație, subiectivitate, capacitatea de sinteză, emoții și recunoașterea facială. Lobul parietal, inteligență, limbaj, citit și senzații. Lobul frontal, comportament, memorie și mișcare. Lobul occipital, vedere. Lobul temporal, auz, vorbit și memorie. Cerebelul, echilibru și coordonare. Și trunchiul cerebral, tensiune arterială, respirație, puls și înghițit. În ceea ce privește hrana pentru un creier sănătos, pe lângă un aport permanent de glucoză, care este principalul său furnizor de energie, creierul are nevoie de diferiți nutrienți pentru a funcționa fără probleme. Între ei se numără acizii grași omega-3 și magneziul.
Acesta, din urmă, influențează distribuția altor minerale din organism și este responsabil pentru interacțiunea corespunzătoare a multor organe. O carență de magneziu poate genera oboseală, epuizare și probleme de concentrare. Cantitățile mari de magneziu se găsesc în produse din cereale integrale, orez nedecorticat, nuci, semințe și cacao. Vitaminele B, mai ales B12, B6, B5 și B1, contribuie și ele la buna funcționare a sistemului nervos. Mai ales în cazul veganilor, se poate ajunge la un deficit. Situația poate fi lămurită cu ajutorul unei analize de sânge. Studiile științifice arată de asemenea că nucile pot avea efecte pozitive asupra performanței creierului. Ele se găsesc în cantități mai mari, în special în alunele de pădure și în nucile obișnuite. Compușii vegetali apreciați, care pot îmbunătăți funcțiile cognitive, se găsesc în ginseng și ginkgo. Spermidina este considerată noua fântână a tinereții și este benefică și pentru creier. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Îmi doresc ca aceste informații să vă fie de folos. Până data viitoare, aveți grijă de voi, multă sănătate, numai bine!